Două finale pentru voi, nu? Da, așa este. Avem primul meci cu Sepsi, care este foarte, foarte important. Cum a spus și dumneavoastră, este o finală. Dar să nu uităm că avem și cupa cu Hermannstadt următoarea. Deci avem trei meciuri foarte, foarte dificile și sperăm să le trecem pe toate trei cu bine. Nu e tocmai o perioadă bună pentru voi. Așa este, în ultimele 7 meciuri, dacă nu mă înșel, n-am marcat, dar sperăm să ne revenim cu acest meci, să marcăm și să câștigăm. La Sepsi se câștigă foarte greu, e un teren dubios, mai ales că se anunță vreme mai... Într-adevăr, și eu am auzit că vremea nu o să fie foarte, foarte bună. Sepsi o stică pe foarte bună, a dovedit asta și în acest campionat. Cu un lot bun, jucătorii cu experiență și cu ambiție, dar și noi suntem motivați și ne ducem acolo să ne facem treaba cât mai bine, fiecare pentru echipă și să câștigăm. Mergem cu gândul cât mai sus să câștigăm, dar sperăm să scoatem un rezultat pozitiv. Care este atmosfera? Înainte de partidele astea, era creditată prima șansă la calificarea în play-off. Avea cel mai ușor de trasă. Acum, poate îngreu mai singur. Da, și noi știm asta. Nu ne-am gândit că o să ajungem în situația asta, sincer să fiu, eu nu m-am gândit, dar dacă totuși suntem aici, suntem destul de încrezători în forțele proprii, fiecare trebuie să muncească pentru echipă și să dea tot ce e mai bun pe teren. A un moment dificil pentru noi. Dificil, da, într-adevăr. N-am avut o serie foarte bună de meciuri. Sperăm să-l trecem cu bine la următorul meci cu Sepsi și sperăm să scoatem un rezultat pozitiv. Se simte pentru voi ăștia tineri presiunea asta că ați ajuns în situația să vă luptați pentru play-off pe ultima sută de metri? Așa cum ne-am luptat pentru play-off, așa în anii trecuți ne-am luptat pentru campionat. Presiunea este, dar nu e ceva neobișnuit pentru noi. Avem presiune zi de zi la antrenamente, la orice meci este presiune. Meciul de mâine în deplasare se pare mai greu cu Sepsi decât cel care va fi cu Motoșani acasă? Amândouă sunt decisive. Într-adevăr, amândouă sunt decisive. Fiecare meci e greu. Nu putem spune că altul e mai ușor, altul e mai greu. Sunt ambele la fel de grele, sunt ca două finale. Pentru tine, care ai apucat să joci puțin la început, ar fi o ocazie excelentă, dar în același timp o și o responsabilitate foarte mare, nu? Când intri pe teren, trebuie doar să aplici ce ai învățat, să joci spre binele echipei și totul va veni de la sine. Într-adevăr, este o responsabilitate, dar nu e ceva ce nu sunt obișnuit. Ai